acel strat care probabil, din punct de vedere economic, nu era viabil pentru primărie, pentru că nu era administrat cu drept. Asta este părerea mea și vă vorbesc din punctul de vedere a unui om care chiar se pricepe la afaceri. Ce au hotărât cei din administrația PSD? În loc să investească în acest strat, l-au dus într-o stare de proracă. Și ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat cu el? Nu l-au oferit unor tineri din Brăila care erau apolitici. Au dat acest strand spre închiriere și spre exploatare singurul om care merită și singurului tânăr de succes de Brăila. Cine credeți că este? Domnul Ginerică, domnul Manole, a pus mâna în urmă câțiva ani și pe strat. Primul a fost licitație, domnul președinte. Da, știm destul de bine. Nu știu cum Dumnezeu la echipa de handbal, unde e cel mai mare buget, probabil din istoria sportului brăilean, n-a existat niciodată așa ceva. Nici la fotbal, n-a avut echipă în Liga 1, nu se compară niciodată banii care sunt la HC Dunărea cu ce a fost inclusiv în sportul regiu, fotbalul care adună cei mai mulți oameni și cei mai mulți suporteri, din punctul meu de vedere, și cred că nu poate fi și dumneavoastră. Ce a făcut prima mutare pe care a făcut-o domnul Ginerică? Domnul Ginerică, în momentul când a pus mâna și pe strandul nostru al tuturor, a hotărât să facă un gard mare, să nu cumva să mă uite nimeni în urmă. Asta este gândirea administrației PSD. Facem doar pentru noi.